Bună seara, domnilor și domnilor, bine v-am regăsit la ediție specială în campania electorală 2016. Lupte grele pentru primăria Galați, pentru Consiliul Local din Galați. În această seară este timpul dedicat Partidului Social Democrat, așa că în fața dumneavoastră se află domnul viceprimar Florin Popa. Bună seara, bine ați revenit la ediție specială. Sărut, bună seara. Am să încep cu subiectul săptămânii, dacă vreți. E vorba de modul în care se circulă în Galați începând de ieri, mai precis faptul că de pe trasee au fost scoase mașinile de tip maxi-taxi, a rămas doar transurbul. Și vin să vă întreb cum s-a circulat ieri. Sigur, din punctul dumneavoastră de vedere, bineînțeles, noi știm, sigur, am văzut, ne-am uitat. Sigur, și pentru noi a reprezentat să zic așa, un subiect de maximă importanță, având în vedere că ziua de ieri o sărbătoare, Paștele Blajinilor, foarte multă lume s-a deplasat de la domiciliu către cimitire și eram convinși că o să fie aglomerație pe zona respectivă și ne-am făcut probleme în legătură cu modul în care societatea de transport public local va reuși să preia și să transporte în bune condiții gălățenii. Și pot să spun că după prima zi am constatat că lucrurile s-au desfășurat într-o zonă de normalitate, că nu s-au creat ambuteiaje, că n-au fost zone în care circulația să se blocheze, că traseele pe care circulă mijloacele de transport ale societății au fost acoperite, că n-au fost gălățeni care să stea minute bune în stațiile de autobuz, de troleibus sau de tramvai, că prima zi Transurbo a promovat, să zic așa, examenul în fața căruia s-a aflat ieri. Noi ca și partid și colegii noștri din Consiliul Local care fac parte din Comisia de Servicii, Comisia 3, au fost de dimineață de la ora 6 în municipiu și s-au deplasat în diverse zone ale orașului pentru a urmări, pentru a vedea cum se realizează transportul, pentru că e firesc ca pe lângă aparatul de specialitate și cei care au atribuțiuni directe în spiritul acesta privind exploatarea mijloacelor de transport de la Transurb, și consilierii trebuie să-și dovedească implicarea și preocuparea în astfel de momente. Și vreau să spun că am primit informații în timp real de la colegii noștri în legătură cu modul în care s-a desfășurat activitatea de transport pe tot parcursul zilei de ieri. Și la sfârșitul zilei am tras concluzia că, așa cum am mai spus mai înainte, Transurbo a promovat acest examen și sper că în zilele următoare, acolo unde s-au constatat lucruri care pot fi corectate din mers, măsurile acestea se vor lua în mod operativ, astfel încât gălățenii să nu sufere din acest punct de vedere. Care a fost povestea cu șoferii de maxi-taxi care, cel puțin în prima parte a zilei, au tranzitat orașul, au consumat benzină sau motorină, dacă vreți, și au avut niște mesaje la adresa primăriei, cum că ei ar fi muncit. Vezi, dragă doamne, primăria nu-i mai lasă să oprească în stații, să ia călători. Și cred că lucrurile trebuie cunoscute așa cum sunt ele, de fapt. Activitatea de transport a privaților a avut ca și termen limită pe contractele încheiate anterior data de 9 mai. La data de 8 mai, ultima zi în care i-au efectuat transportul, contractul a încetat. Acest contract, de fapt, era o prelungire a contractului de concesiune încheiat acum 6 ani, iar la expirarea contractului care s-a produs în anul 2015, Consiliul Local, după o consultare cu transportatorii privați, au luat decizia prelungirii cu încă un an a acelui contract de concesiune. Cu siguranță e greu pentru cei care au făcut o activitate timp de 6 ani să înțeleagă că acest gen de activitate nu mai putea fi desfășurat în continuare pe raza municipiului Galați și cei care au înțeles lucrul acesta au căutat să-și rezolve problema locurilor de muncă. Spuneam
eu în cursul anului 2015 că majorarea flotei de transport a Transurbului va crea noi locuri de muncă pe care le-am oferit la timpul respectiv transportatorilor privați și am spus că cei care au activat în sectorul privat de transport pot aplica pentru o astfel de poziție, un astfel de post de conducător auto în cadrul societății de transport public local. Și o parte din ei au înțeles că există o oportunitate și s-au angajat și lucrează ca și conducători auto la nivelul societății. Cu siguranță, în condițiile în care în Galați au fost 176 de mijloace de transport ale transportatorilor privați, exista un segment de personal care, odată cu încetarea acestui contract, se disponibiliza. De altfel, toți transportatorii privați, cei care au condus această activitate, au luat măsura din timp pentru a încheia forma de lucru, contractele de muncă cu conducătorii auto și cei care și-au găsit servici și s-au angajat la Transurb au mers către zona aceea, cei care n-au reușit încă să-și găsească servici și-au făcut formele pentru a primi din partea statului ajutorul de șomaj până când ei își vor clarifica situația lucrativă în condițiile respective. Au posibilitatea prin Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă să facă cursuri de reconversie profesională sau să încerce în continuare să-și găsească servicii în conformitate cu pregătirea lor de bază de conducători auto. Cred că măsurile care vor fi luate în continuare de viitorul primar și Consiliul Local Galați vor face ca activitatea de transport public local în baza programului, a proiectului care este în derulare în momentul de față la nivelul Consiliului Local Galați, să-și găsească loc pentru că flota de transport a societății de transport public local va fi și în anii următori în atenția Consiliului Local pentru modernizare și după modelul pe care l-am aplicat până în momentul de față pe zonele în care dimensiunile arterelor de circulație nu permit folosirea unor mijloace de transport de gabarit mare, mă gândesc aici la autobuze cu lungime de 11, peste 11 metri, să permită în mandatul următor achiziționarea unor mijloace de transport pentru transportul public local de mai mici dimensiuni cu care să acopere acele zone, acele trasee. Știi ce spun gălățenii? Că transportul va fi aproape de perfecțiune în perioada asta de campanie electorală, pentru că de toată lumea trebuie să câștige puncte din această afacere, că lucrurile or să meargă așa cât de cât bine în perioada verii, că e vacanță, elevii, studenții sunt liberi și că de fapt și de drept adevăratele probleme în transportul public vor începe undeva prin septembrie-octombrie, nu mai vorbim de perioada de iarnă. Și mai sunt informații cum că dacă Transurb nu va reuși să facă față, vor fi din nou subînchiriate trasee cel puțin secundare. Adică e posibil să revedem undeva la începutul anului viitor, cel mai târziu, din nou aceste maxi-taxi pe traseu. Și că, mă rog, li s-a spus așa, hai, luați o pauză de 6 luni de ochii lumii și ne vă întoarceți pe traseu, nu e nicio problemă. Eu n-am cunoștință de astfel de discuții sau promisiuni care cineva le-a făcut către transportul privat, însă eu cred că, la fel ca în toată lumea civilizată, acest gen de transport poate reprezenta o alternativă. Cu siguranță, dacă se va constata că societatea de transport public local a Consiliului Local nu va reuși să asigure un transport în bune condiții către gălățeni în perioada următoare, există posibilitatea ca acest transport, la un moment dat, acest serviciu public, la un moment dat, să poată fi concesionat. Iar la concesionarea serviciului să poată participa atât transportatorul public al Consiliului Local, cât și firme de transport public private, cu capital privat, care să preia în concesiune anumite zone, anumite trasee. Reprezintă o alternativă, sigur,
viabilă în condițiile în care Consiliul Local va stabili care sunt modalitățile în care se va face acest transport și, bineînțeles, după implementarea sistemului de ticketing care să dea imaginea unui transport public efectuat în condiții de legalitate, da? În care toți cei care folosesc transportul să achite contravaloarea transportului, iar contravaloarea transportului să fie evidențiată, transparent, în mod real, în mod real, cu venituri pe aceste, pe aceste capitole de buget. Cu siguranță că în toți acești ani în care s-a circulat în paralel transport public transurb cu transport privat, s-a pus problema evidențierii sumelor pe care zilnic transportatorii privați le încasau. Nimeni n-a știut niciodată să spună ce și cât, dar prin implementarea sistemului... Evaziunea fiscală era la ea acasă, mă iertați că vă spun. Sigur, nu știu dacă șoferul dădea un bilet din 20-30 de călători. Tocmai lucrul acesta a generat această decizie, această hotărâre a Consiliului Local ca la data de 8 mai să se stopeze efectuarea transportului privat, pentru că mare parte din veniturile care ar trebui să vină către bugetul local, către bugetul de stat, căpătau alte destinații. Și atunci, în varianta în care volumul veniturilor de la Transurb va crește, automat se va reduce presiunea pe bugetul local, care nu va mai fi nevoit să acopere cu sume de la bugetul local diferența între venituri și cheltuielile efective ale societății. Societatea va deveni un operator economic independent din punct de vedere financiar, iar Consiliul Local atunci va putea să folosească banii care mergeau drept subvenție către Transurb, drept fonduri de investiții pentru dezvoltarea și modernizarea flotei de transport. Este un domeniu în care cu eforturi în continuare se vor reglementa din mers acest, se va reglementa acest subiect. Ca să închidem subiectul cu Transurb, am văzut că un candidat chiar promite gălățenilor transport gratuit pentru toți. Și vă întreb dacă în aceste condiții ar mai putea fi susținut activitatea Transurb, dacă nimeni n-ar mai plăti bilet. E o viziune. Vă dați seama că un transport gratuit, asta presupune ca toate cheltuielile ocazionate de efectuarea acestui transport să fie suportate de la bugetul Consiliului Local. Ori s-a demonstrat că deja există presiune pe două zone. Pe zona de transport public local, unde sumele pe care Consiliul Local le-a alocat an de an au fost substanțiale, iar cea de-a doua zonă pe care au mers bani a fost zona de suportat subvenția la termoficare și zona în care au fost acoperite pierderile induse din furnizarea serviciului de termoficare. Deci e puțin probabil să... Cu siguranță, cel puțin în următorii ani acest lucru nu va fi posibil, poate în viitor, da, când Galațiu va redeveni o mare putere economică a zonei de sud-est a României într-o dezvoltare economică viitoare, atunci când sumele colectate la bugetul local vor permite acest lucru, sigur, poate să existe și o astfel de decizie a Consiliului Local din acea perioadă care să spună putem asigura transportul gratuit pentru toți gălățenii. Dar da, e o chestiune, prea frumos. Este ceva ideal în acest sector. Haideți să vorbim puțin de viitoarele proiecte pe care le are în vedere Partidul Social Democrat, respectiv colegii dumneavoastră, consilieri. Deci Partidul Social Democrat de-a lungul timpului, la nivelul municipiului Galați, a avut primar, a avut majoritate în Consiliul Local și a căutat să contribuie la ridicarea nivelului de trai și de viață pentru locuitorii săi. Sigur că în perioada în care ne găsim, principalele preocupări ale Partidului Social Democrat și ale viitorului primar, dacă permit să spun așa, care sper să fie domnul Ionuț Puchianu, candidatul Partidului Social Democrat, sprijinit de
echipa sa de consilieri locali are în vedere câteva obiective prioritare. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc și exprim, așa cum au făcut-o și cei, respectiv domnul Pucheanu și parte din echipa de consilieri care a avut apariții publice, principala preocupare va fi ca toate cartierele municipiului Galați să intre într-un amplu proces de modernizare. Este știut că principala problemă cu care gălățenii se confruntă în momentul de față este starea proastă a drumurilor secundare, a aleilor din cartiere, a trotuarelor și nu numai din cartiere, chiar și pe anumite zone importante din municipiul Galați, considerate... Eu, exemplu, câteva gropi vedetă pe strada Brăilei, cea mai circulată, sigur cel mai circulat bulevard. Sigur că exemple sunt la îndemâna noastră a tuturor care trăim în acest oraș și această problemă va fi cea care va reprezenta pentru următorii 4 ani o preocupare majoră a primarului și a Consiliului Local, pentru că e firesc ca pe zonele în care nu s-a mai investit nimic pentru repararea și modernizarea infrastructurii să reprezinte principala preocupare. Am avut ocazia, în calitate de viceprimar și acum în perioada aceasta de precampanie și campanie, să discutăm cu foarte multă lume din Galați, atât de pe zona centrală cât și din zona cartierelor și această problemă a fost semnalată peste tot. De altfel, în măsurătorile sociologice, în sondajele de opinie, acest subiect, acest capitol a fost pe locul 1. Serios? Serios. Eu mă așteptam să-mi spuneți de căldură. Să știți că în legătură cu căldura, opinia gălățenilor e undeva pe poziția a treia spre a patra. Pentru că sunt o parte dintre gălățeni care și-au rezolvat această problemă de-a lungul timpului. Apoi sunt ceilalți care oricum n-au bani și pe care... Forțați să facă lucrul ăsta pentru că serviciile care au fost oferite n-au fost la nivelul material al costurilor care au fost solicitate și din acest punct de vedere cei care au avut posibilități și-au rezolvat problema independent, montându-și centrale de apartament și în felul acesta doar o parte din populația Galațiului mai este dependentă de sistemul centralizat, care toată lumea știe, sau cei care sunt avizați, că poate funcționa în condiții cât de cât echilibrate în varianta în care în sistemul centralizat sunt acordate aproximativ sau minimum 50.000 de apartamente. Ori noi la Galați în această perioadă vorbim de sistem centralizat și de apartamente care încă mai sunt acordate la acest sistem undeva aproape de 30.000 de apartamente. Deci problema va trebui absolut temeinic rezolvată pentru perioada următorului mandat. Au fost în ultimile 4 luni, multe discuții, am atras în aceste discuții și specialiști din firme de consultanță care au analizat acest subiect și care ne-au oferit soluții. Eu sper ca următorii 4 ani această problemă alături de modernizarea infrastructurii de transport, asigurarea unui sistem de încălzire centralizată, în paralel cu eliminarea problemei câinilor comunitari care, într-un interval de 4 ani cât durează un mandat, să poată fi aproape lichidată prin măsurile care se vor lua, vor contribui la asigurarea unui trai civilizat pentru gălățeni la nivelul anului 2020. Primarul în funcție, domnul Marius Stan, spunea, are o viziune puțin diferită. El spunea că aceste chestiuni sunt relativ minore și că se vor rezolva în timp, dar că prioritar ar fi pentru dânsul, de exemplu, crearea unor proiecte de mare anvergură care, în felul acesta, să atragă investitori și ulterior să putem să rezolvăm și aceste chestiuni mai mici cu care gălățeanul se confruntă zi de zi. Și dă de aici exemplu acel deja bine cunoscut tunel, o șosea de centură ocolitoare undeva prin zona Șendreni, Smârdan și să iasă dincolo spre Vânători.
Văd că PSD-ul are altă viziune. Mergem către problemele mici și mai vedem ce facem cu astea mari. Problemele acestea mari nu sunt probleme care se poată fi rezolvate de primar și de către Consiliul Local. Problema subtraversării sau problema podului de peste Dunăre sunt probleme majore care fac parte din strategia de dezvoltare a României și fac parte dintr-un master plan de dezvoltare care a fost elaborat de către Ministerul Transporturilor și care în perioada următoare va primi alocări de fonduri de la bugetul de stat. Ori în această situație să vorbim despre proiecte majore de subtraversare. Știm că Marius Stana a încercat și în continuare perseverează în eforturile pe care le face pentru realizarea acestui obiectiv de subtraversare. Dar, din păcate, până în momentul acesta și nu cred că nici în viitor lucrul acesta va fi posibil, având în vedere că nu reprezintă în momentul de față o alternativă pentru ceea ce are nevoie Galațiul în momentul de față. Galațiul în momentul de față are nevoie de locuri de muncă și locurile acestea de muncă vor putea fi realizate în condițiile în care vom avea proiecte sau megaproiecte de dezvoltare economică. Și când spun lucrul acesta, mă gândesc la acea platformă de transport multimodal pentru care de aproximativ un an și jumătate o companie națională cu sediu la Galați, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime, în parteneriat cu unul dintre principalii operatori portuari din România, societatea Metal Trade, care operează în porturile Bazinul Nou și Portul Docuri, au realizat un studiu de fezabilitate, beneficiind de consultanță din partea unor firme mari specializate în domeniu, care este depus în al doilea col de finanțare pe programul Comunității Europene cu CEFT pentru România, care în momentul de față este în evaluare. De fapt, aici pot să vă spun că a mai fost evaluat acest proiect, a fost eligibil, dar din cauza unor constrângeri bugetare la nivelul Comunității Europene n-a fost semnat acum mai bine de jumătate de an. Și s-a redepus acest proiect în luna februarie anului 2016 și am primit semnale de la Comisia Europeană că și noi, în calitate de comunitate locală, am susținut acest proiect atât la nivelul Ministerului Transporturilor, Guvernului României, cât și la Comisia Europeană. Personal am însoțit reprezentanții acestor companii la Bruxelles și am avut discuții la DigiMove și la reprezentanța economică a Ambasadei României la Comunitatea Europeană și am primit de dată recentă asigurări că acest proiect va fi inclus în lista de finanțare și se va semna în perioada următoarelor 2-3 luni. Ori odată ce acest proiect va intra în finanțare, modalitățile acestea de transport care se vor uni la Galați, e vorba de modalitatea de transport pe rutier, pe calea ferată și pe apă, va reprezenta un sistem multimodal de efectuare a acestor transporturi și care, în perioada de realizare a proiectului, va genera, după opinia specialiștilor, cel puțin 2000 de locuri de muncă pe perioada derulării construcției, urmând ca în momentul în care va produce efecte, respectiv mărfurile vor veni din zona de vest a Europei pe apă și există aici o colaborare cu portul Duisburg, cel mai mare port european pe apele interioare, care va intra în managementul acestei societăți care va administra acest sistem multimodal de transport. Cu siguranță interesul va deveni major și pentru țările riverane Dunării, pe Dunăre, pe canalul Dunăre-Rin-Main, vor aflui către Galați și de la Galați către vestul Europei, către Germania, trecând prin
Ungaria, Austria, partizi de marfă, vor veni către Galați, unde se vor forma loturile de marfă care vor pleca pe apă către Turcia, care va face parte din acest circuit cu două porturi, și pe nave port container fluxurile acestea de marfă vor ajunge în special pe zona Extremului Orient, mă gândesc aici la China și la toate zonele, porturile mari limitrofe. Deja nu spun povești, spun lucruri care probabil în următorii 2 ani, 2 ani și jumătate vor deveni fapte, realitate. Luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în foarte scurt timp. Am revenit la ediție specială în fața dumneavoastră, domnul Florin Popa, viceprimar din partea Partidului Social Democrat. Suntem în plină campanie electorală. V-am întrerupt puțin mai devreme. Era vorba de acel proiect important, spuneți dumneavoastră, de deschiderea unui pol aici la Galați, care să gestioneze mărfurile care tranzitează dinspre partea de est, spre partea de vest și în sens invers. Asta ce presupune? Că vom avea aici un nou port? Haideți să explicăm puțin dacă tot vorbiți aceasta, de acest proiect. Aceasta care presupune că la nivelul infrastructurii existente în momentul de față în Galați, pe zona portului Bazinul Nou... Deci să explicăm gălățenilor, că mulți nu știu. Portul Bazinul Nou este la granița, să zic așa, dinspre Moldova, a municipiului Galați, iar pe suprafețele pe care portul le are se vor amenaja platforme de depozitare în paralel cu o linie dublă de cale ferată de triaj pe care se vor opera mărfurile. Fac mențiunea că toate mărfurile care vor face obiectul acestui transport vor fi mărfuri containerizate. Deci vor veni pe containere, pe tiruri, se vor descărca la Galați, vor fi încărcate pe navele port container și vor avea destinația către exterior. Sigur, portul Constanța are un terminal, un mare terminal de containere care este operat la fel de firme de management străin, care au reușit să realizeze trafic de mărfuri substanțial, s-au depășit, din câte știam eu, 300.000 de containere anual. Sigur, această zonă de la Galați nu va fi la nivelul portului Constanța, dar va reprezenta o alternativă. Știu din studiul de fezabilitate că în prima etapă, în primul an de funcționare, se estimează ca de la Galați prin portul Gălățean să afluiască și să defluiască peste 100.000 de containere anual, ceea ce va reprezenta un nod de legătură pentru intrarea și ieșirea mărfurilor din România. Și vroiam să completez lucrul acesta și să spun că avem în acea zonă, deci portul Bazinul Nou este în proximitatea parcului industrial și a zonei libere, unde există pregătite parcele de teren în care operatorii economici, având în vedere contractele la lung pe care le-au încheiate, vor deschide unități de producție sau depozite de tranzit pentru operarea mărfurilor care vor face obiectul acestor acte comerciale. Ori faptul că avem în proximitatea acestei platforme de transport multimodal zonele de parc industrial și zona liberă, pentru Consiliul Local, pentru Gălățeni, va reprezenta un avantaj, pentru că vom pune în valoare acele obiective și vom putea obține venituri din exploatarea acelor teritorii. Da, interesant. Eu cred că acest proiect care este 100% pornit din inițiativa Partidului Social Democrat va aduce un plus valoare pe zona municipiului Galați. Este un proiect care a fost început în vremea în care prim-ministru era Victor Ponta,
care, cu ocazia unei deplasări la Galați, am avut aici o reuniune cu președintele Consiliului de Administrație de la portul Duisburg, cu cel de la portul Bazinul Nou, cu reprezentanții Ministerului Transporturilor și cu Compania Națională, împreună cu Autoritatea Publică Locală și cu prefectul județului Galați, și atunci s-a pus la cale acest proiect care, după părerea mea, pentru Galați este viabil. Eu nu neg că e nevoie și de o conexiune care să traverseze sau să subtraverseze Dunărea, dar cred că acest obiectiv este de primă importanță și în paralel cu el și dezvoltarea și rezolvarea infrastructurii, pentru că într-adevăr Galațiu, zona noastră aici, suferă datorită inexistenței unor legături, unor conexiuni cu principalele rute de transport. Mă gândesc că aici e vorba de legătura prin Brăila către Drajna, către autostradă, și mă gândesc aici la drumurile exprese care sunt în masterplanul de dezvoltare al Ministerului Transporturilor, care va putea face legătura Galați-Brăila-Buzău și sau Galați... Da, dar vedeți că și alea sunt așa... cu semnul întrebării. Nu sunt cu semnul întrebării. Personal am ținut aproape de aceste subiecte, sunt incluse în master plan, numai că e nevoie și cred că aici parlamentarii de Galați, toți indiferent de culoarea politică, vor trebui în mandatul următor 2016-2020 să se implice mai mult pentru a aduce în față, nu la etapa anului 2020 să se înceapă lucrările, ca mai devreme, cu cel puțin 2 ani, aceste lucrări de corecțiune și de efectuarea centurii ocolitoare a Galațiului să poată fi realizat. Eu cred că sunt lucruri pentru care cei care vor reprezenta Galațiul în viitorul Parlament al României vor trebui să se bată, dar să se bată într-adevăr, pentru ca lucrul acesta să poată deveni realitate. Nu sunt de acord cu ceea ce a spus Marius Stan într-un moment de ăsta de furie, că dușmanii lui sunt PSD-ul și PNL-ul, care n-au făcut nimic pentru Galați. Asta e o prostie. Îi amintesc că el a devenit primarul municipiului Galați cu susținerea PSD-ului și a PNL-ului. Și el n-ar fi putut să-și ducă la final un mandat de 4 ani dacă susținerea pe care noi, Partidul Social Democrat, constant i-am acordat-o, n-ar fi beneficiat de ea. Ar fi fost foarte ușor și pentru noi, pentru consilierii locale ai PSD-ului, să fim indiferenți sau să ne exprimăm votul cu abținere sau să nu venim la ședințe. Dar am puterea să spun că cei care au fost cei mai participativi în ședințele Consiliului Local au fost consilierii Partidului Social Democrat, care l-au sprijinit, cu siguranță, atunci când au fost chestiuni care nu erau, să zic, dovedite a fi oportune, fezabile și având partea de legalitate asumată, atunci am avut păreri care au generat discuții și upgradarea acelor proiecte de hotărâre. Dar în rest l-am susținut. Și ceea ce spune că cei care vor să mai candideze să ducă la Brăila sau să ducă nu știu unde, asta mi se pare deja o răutate. N-am fost niciodată în situația în care să mă apuc și să-i reproșez, dar cu această ocazie o să o fac, că în raportul primarului pe care el l-a întocmit acum în ultima parte a mandatului, a înscris ca și realizări ale mandatului său multe dintre proiectele care au fost începute în mandatul 2008-2012. Faptul că ele au fost finalizate în primul sau în al doilea și chiar în al treilea an de mandat al lui, asta nu înseamnă că el are paternitatea acelui proiect, că el a fost implicat în realizarea studiilor de fezabilitate, a proiectelor tehnice și apoi în execuția proiectelor. Da. Sunt câteva lucruri, Haideți să discutăm, dacă tot am ajuns aici. Îmi dădeai exemplu de strada Traian, care spunea dânsul a fost făcută cu un anumit proiect și fără schimbarea țevilor de sub asfalt. Adică era proiectul astfel încât să fie asfaltarea până în piața Traian, dinspre zona barierei,
fără ca cele țevi de canalizare și apă să fie schimbate și că erau foarte vechi și risca întreaga stradă să se prăbușească de-a lungul timpului. Și de asta a trebuit să revină cu proiectul la refăcut și așa mai departe. Cât e adevăr, cât e dezinformare? N-aș putea să calculez cât este adevăr și cât este ficțiune în spusele lui, însă proiectul de reabilitare și modernizare a străzii Traian este un proiect început din mandatul 2008-2012 și pentru care Consiliul Local din acea perioadă a contractat un împrumut. Un împrumut care, aproape de începutul mandatului și chiar în primul an de mandat al lui Marius Stan, din acel împrumut nu se trăsese mai nimic. Pentru că atunci când s-a făcut proiectarea pentru acest obiectiv, nu s-a avut în vedere că, de fapt, rețelele de apă și canalizare sunt postate diferit pe anumite segmente, pe anumite zone. Și atunci, faptul că branșamentele care făceau legătura între gospodăriile populației care se află pe această arteră și rețelele de apă și canalizare erau niște branșamente vechi, niște branșamente care ar fi trebuit refăcute, atunci s-a luat decizia ca și branșamentele acelea să fie refăcute în paralel cu două segmente de alimentare cu apă și canalizare. Dar vedeți și dumneavoastră câți ani a durat ca să poți să te apropii de final. Când această perioadă, să zicem că e spre finalizare strada Traian, mai sunt de efectuat lucrări de asfaltare pe anumite secțiuni, pe anumite porțiuni și iată că un proiect să refaci o stradă a durat mai bine de 4 ani de zile. Eu cred că sistemul care a fost adoptat și dorința pe care aparatul de specialitate al primarului, care după părerea mea a dovedit mult amatorism în acești 4 ani, a început foarte multe lucrări și n-a avut posibilitatea să le susțină cu fonduri pentru a fi terminate în timp real. Pentru că un proiect care, pe studiu de fezabilitate, lucrările ar trebui să dureze 9 luni sau 12 luni, s-au efectuat în cel puțin 2 ani de zile. Pentru că n-au fost asigurate sume de la bugetul Consiliului Local sau din împrumuturile care au fost contractate pentru ca odată un obiectiv început să poată fi terminat. Chestiunea pe care o pun în discuție e că cel mai ușor banii pot fi cheltuiți pe studii de fezabilitate. Dar spun și cred că e un semnal pe care îl trag acum și pentru actualul aparat de specialitate și pentru viitorul, cei care fac aceste studii de fezabilitate, iar în perioada a 5 ani de zile, legiuitorul spune că toate sumele cheltuite pe studii de fezabilitate care nu s-au materializat în lucrări efectiv realizate pot fi imputate. Și atunci mă gândesc la multitudinea de studii de fezabilitate care în acest mandat s-au făcut, pentru că e ușor, repet, să cheltuiești banii pe studii de fezabilitate. Mă scuzați? Și este mai greu să duci și să finalizezi proiecte începute. Și aș vrea să spun aici că în acest raport al primarului, ca și realizări ale actualului primar, sunt trecute obiective care în proporție de 70-75% au fost realizate în mandatul 2008-2012. Și nu mi se pare corect să le trec în dreptul meu ca fiind realizările mele pe mandatul meu, în condițiile în care aparțin în proporție mare altui mandat și nici măcar nu s-a făcut nicăieri mențiunea că respectivele obiective care au fost realizate sau finalizate în perioada mandatului, de fapt, au avut contribuție și primarul dinaintea mea și Consiliul Local dinaintea mea. E un mod de abordare greșit încercând să-ți atribui ca și merite exclusiv. Așa fac toți politicienii. E o meteahnă de vreo 20 ceva de ani. Nu mi se pare. Dați-mi un exemplu. Vă dau eu un exemplu, că s-a inaugurat un kilometru de autostradă undeva pe în vestul țării
De vreo 3 ori. Odată Boc, după aia Ponta, după aia s-a dus și Cioloș, adică mă iertați. Același kilometru de autostradă. Eu mă refeream la exemple din plan local. Și aici și ceea ce s-a realizat pe infrastructură, ceea ce s-a realizat pe infrastructura serviciilor sociale, ceea ce s-a realizat pe reabilitarea unor obiective, și aici mă gândesc la baia comunală, mă gândesc la sala sporturilor. S-a inaugurat, dacă vreți, de 3 ori până acum, nu? Sau ceva de genul ăsta. Odată a tăiat panglica Dumitru Nicolae, că era un strângător de panglici, dacă vă amintiți. Da, avea un panou exact. În care își monta segmentele. Și de vreo 2 ori de... actualul primar. Eu ce pot să spun? Că ca și om politic dezavuiez acest mod de a-mi atribui merite care de fapt nu mi-aparțin în totalitate, ci aici e un cumul. Aparțin și predecesorilor și poate vor aparține și urmașilor, pentru că sunt deja proiecte care sunt spre finalizarea mandatului respectiv, la care cu siguranță le va inaugura Ionuț Puchianu și atunci o să-l sfătuiesc pe Ionuț Puchianu în calitate de viitor primar să nu facă această greșeală și să spună: acest proiect a fost realizat în perioada mandatului în care Consiliul Local din acea perioadă a alocat resurse materiale pentru realizarea acestor obiective. Și cred că lumea ar fi atunci corect, gălățenii ar fi corect informați. Pentru că e o rușine să spui că toate lucrurile acestea îți aparțin când implicarea ta poate a fost în proporție de 30%. Sunt câteva lucruri care le putem număra pe degete care îi aparțin în exclusivitate actualului primar. Spunea actualul primar că e posibil ca poate până la sfârșitul anului să vedem strada Traian și ieșirea către Brăila prin curtea actualei poliție de frontieră gata. Deci, dacă vorbim, nu anul viitor. Vorbim despre un obiectiv, la fel, despre o intenție care are durată de cel puțin 8-9 ani de zile, o știu eu, da? A fost un deziderat. Pot să spun că această barteră de circulație care se va crea pe zona, prin interiorul poliției de frontieră, un teren care a fost trecut în domeniul public al municipiului Galați printr-o hotărâre de guvern, va face posibilă tranzitarea acelei zone în condiții mult mai eficiente din punct de vedere al timpului și nestânjenind circulația pe Bulevardul Oțelarilor, făcând legătura cu zona de ieșire către Tecuci, către DN26. Este într-adevăr un obiectiv, dar cred că nici măcar nu s-a finalizat procedura pentru începerea efectuării lucrărilor. Știu că nu există încă autorizație de construire, chiar dacă a fost făcută o licitație pentru acest lucru. Ori mă gândesc că e posibil ca să se predea amplasamentul în următoarele 3-4 luni și abia spre sfârșitul anului, pentru că distanța care trebuie rezolvată nu este foarte mare. Dacă ar fi un constructor foarte bun pe zona aceea, ar putea să zic să penetreze și să facă drumul, accesul. Dar mai sunt și alte lucruri anexe care trebuie făcute, deci e un proiect care probabil la nivelul anului 2017 poate va fi finalizat. Nu mai avem foarte mult timp, cred că mai sunt vreo 5-7 minute din această emisiune. Vreau să vă întreb care credeți dumneavoastră că ar trebui să fie prioritatea numărul 1 a viitorului Consiliu Local? Eu cred că un primar fără Consiliu Local, susținerea Consiliului Local, sau un Consiliu Local fără un primar destoinic, sunt ca două linii paralele. De aceea cred că este foarte important. Mi-amintesc de Băsescu în primul lui mandat la Primăria Generală a Bucureștiului, când spunea: dați-mi Consiliu Local ca să pot să fac ceva pentru București. Lucrul acesta poate fi perpetuat. Un primar fără sprijinul Consiliului Local sau un Consiliu Local fără un primar destoinic nu reprezintă nimic, sunt două linii paralele. De aceea, noi, ca și partidul care la nivel județean, la nivelul județului Galați, a dat întotdeauna
o mare parte din consilierii locali sau județieni spun că am încercat prin lista pe care am propus-o municipiului Galați, gălățenilor, pentru Consiliul Local și pentru Consiliul Județean, este o listă echilibrată de consilieri care acoperă o arie extinsă de profesii care să-i poată fi sprijin viitorului primar al municipiului Galați. Eu cred cu tărie că acesta va fi Ionuț Puchianu și să-i poată da la mână, să-i poată furniza informații și proiecte pentru dezvoltarea municipiului Galați. Avem în această listă ingineri, avem economiști, avem cadre didactice, avem juriști, avem profesori, deci un spectru larg de profesii în sprijinul primarului îi dau acestuia siguranța că proiectele care vor fi pregătite, supuse spre dezbatere, aprobate și apoi duse la îndeplinire, vor genera pentru Galați o dezvoltare echilibrată. Pentru că e nevoie să avem proiecte atât în infrastructură, atât în mediul economic de creare de locuri de muncă și de susținere a activității economice printr-un sistem maleabil de taxe și impozite locale și facilități acordate celor care vor veni să dezvolte investiții în municipiul Galați. Avem nevoie de infrastructură socială în continuare pentru că nevoile la acest nivel sunt încă mari. Am făcut multe lucruri bune în acest domeniu, dar e nevoie în continuare să le upgradăm, să le completăm zona pe care ele se desfășoară. Avem nevoie în continuare să susținem învățământul, e nevoie în continuare să susținem activitatea la nivelul unităților medicale, iar Consiliul Local, într-o astfel de formulă în care echilibrul profesiilor să domine componența Consiliului Municipal viitor, eu cred că va da posibilitatea primarului să implementeze cele mai necesare și de actualitate proiecte pentru municipiul Galați. Vă urez mult succes pe viitor, vă mai aștept la ediție specială. Vă mulțumesc tare mult! Sper să fie o campanie cu bune și cu mai puțin stres și, de ce nu, cu mai puține lovituri sub centru. Promit că noi vom încerca să ne menținem în aceeași linie, da, de echilibru, să nu ieșim în decor, iar gălățenii să aibă posibilitatea să cunoască îndeaproape propunerea noastră, lista noastră de consilieri, să-l cunoască mai bine pe candidatul nostru la primăria municipiului Galați și să dea votul în cunoștință de cauză. Mulțumesc încă o dată foarte și mult. Și eu mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât pentru această seară. Rămâneți alături de TV Galați. La revedere! Mulțumesc.